dar atât de mult s-a degradat statutul nostru, încât am ajuns la limita suportabilului. Vă simțiți siguri în școli? Evident nu. Evident nu, în condițiile în care au loc atâtea evenimente neplăcute. De unde să mai apară sentimentul de siguranță? Și nu avem siguranță nici noi, nici elevii în ultima instanță, pentru că starea de spirit a elevilor din școală care au fost martori la un asemenea incident, vă dați seama că este cât se poate de neplăcută și pot fi marcați pe o perioadă destul de delungată, dacă nu cumva pe tot traseul lor în viață. Nu, nu se poate așa ceva.